De ceva vreme, o serie de personaje politice, aparent diferite ca viziuni și preferințe geopolitice, dar ghidate din același centru de comandă, au lansat un atac furibund asupra presei. Asupra presei libere, independente, incomode pentru ei. Pentru ei și pentru cei din spatele lor care îi ghidează. Desigur, Jurnal TV, care mereu a fost una dintre cele mai active instituții media în lupta împotriva corupției, oligarhiei, criminalității, este una dintre principalele ținte. Cei care ne atacă sunt deranjați anume de asta, dar ne reproșează altceva. Ei ne reproșează că nu am fi echidistanți, că nu le-am oferit suficient și lor tribuna. O minciună uriașă, mai ales în cazul unora din opoziție, fie ea parlamentară sau extraparlamentară. Mai nou, acestei campanii s-a alăturat și candidatul la funcția de președinte, Alexandru Stoianoglu. Aseară, Stoianoglu, într-un studiu în care moderatoarea îl alinta blajin cu Alexandru, mai că nu a adăugat și un daragoi acolo, s-a dezlănțuit împotriva mea. L-am supărat pentru că am vorbit public despre faptul că rețeaua lui Șor a lucrat pentru el în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale. Un 100% informație. Și grupa Șor a primit o reșenie pe deja, un alt Cozer, el nu a negat susținerea lui Shor, dar m-a acuzat pe mine că nu aș avea probe că rețeaua escrocului, finanțată de Kremlin, a lucrat în favoarea sa, mai afirmând apoi că aș manipula și lansându-se într-o adevărată tiradă împotriva presiei. A presiei care își face unest treaba. Domnule Stoianoglu, da, eu nu vă sunt prieten și nu o să vă numesc Alexandru niciodată, dar chiar și așa, nu vă fie frică de un umnic. Mai ales că utilizați apelativul la figurat. Știți foarte bine că de cel puțin 50 de ori v-am invitat la emisiunile mele de când ați revenit în viața publică, în funcția de procuror general. Am făcut-o cât ați fost procuror general, după ce ați fost demis și ați ieșit din arest, după ce v-ați anunțat candidatura la prezidențiale. Niciodată nu ați acceptat invitațiile mele. Haideți să nu vorbim de pe diferite ecrane și studiouri unul despre celălalt. Haideți să discutăm civilizat într-un studio TV și eu vă voi demonstra cu toate probele și argumentele că ați fost susținut de rețeaua lui Șor. Că dumneavoastră poate nici nu știți de asta în condițiile în care în spatele dumneavoastră stau oameni ca Igor Dodon, Dmitri Cozac și Veaceslav Platon și fac aranjamentele. Eu pot admite, dar asta nu ar demonstra încă o dată decât faptul că sunteți o mascotă în spatele căreia toate aceste personaje odioase se ascund. Domnule Stoianoglu, ați fost procuror, inclusiv cel mai înalt procuror din această țară. Din funcția pe care o aveați de la tribuna Parlamentului, ați spus-o cu subiect și predicat în 2021 că Șor este liderul unui grup criminal organizat. I-ați ridicat imunitatea de mai multe ori și lui și membrilor grupării sale criminale. Ca acum două săptămâni, într-un interviu, să spuneți că nu e corect să mai fie numit așa, iar apoi chiar i-ați lăudat calitățile umane pentru că îl cunoașteți foarte bine și ați fost 20 de ani vecini de scară. Ce calități umane poate avea domnule Stoianoglu, un individ care a furat și sărăcit acest stat în zeci de cazuri? Care acum lucrează deschis în slujba unui stat ce a declanșat cel mai mare război din ultimii 80 de ani și care vrea să pună Moldova pe tavă statului agresor? Domnule Stoianoglu, unii dintre cei care vă cunosc spun că sunteți un om de treabă. Dar dacă e așa, de ce v-ați asociat cu culiocarii și hoții Dodon și Platon? De ce acceptați să deveniți președinte cu banii Moscovei? ai oligarhului Abramovici investiți prin intermediul rețelei lui Șor. Domnule Stoianoglu, dacă doriți să ajungeți președinte cu cele 39 de milioane de dolari băgate de Putin și oligarhii săi în cumpărarea de voturi în această campanie, spuneți public asta. Dacă nu e așa, condamnați aceste practici, deziceți-vă de ele. Eu v-am transmis astăzi o invitație oficială pentru a participa în cadrul unei ediții Secretele Puterii de Miercurea Viitoare. Veniți, domnule Stoianoglu, dacă sunteți independent și nu vă este frică, veniți să discutăm. Nu aruncați cu invective la adresa mea din alte studiouri atunci când ați fost invitat de atâtea ori la o discuție față în față și ați fugit de ea. Nu este bărbătește, nu este omenește, nu este corect, domnule Stoianoglu. Eu vă aștept miercuri la ora 21.00 la Jurnal TV. Dacă nu sunteți disponibil atunci, găsim și o altă oră și zi.